Bun găsit la Top News by știrile ProTV.ro. Eu sunt Bianca Chirilă și vă prezint principalele subiecte ale zilei. În timp ce în țări precum Austria și Germania târgurile de Crăciun au fost anulate din cauza pandemiei, în București se deschid astăzi. Primăria Capitalei a amenajat unul în piața Universității, unde vor avea acces doar cei care pot prezenta un certificat verde. În același timp, Primăria Sectorului 6 a organizat un târg similar în Parcul Drumul Taberei. Pentru prima dată de când se organizează în București, la târgul din piața Universității a fost stabilită o taxă de intrare. Ambele târguri vor funcționa de la ora 12 până la ora 20. Profesori și studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, alături de oameni de știință din Croația și Germania, au creat primul sistem robotic subacvatic pentru curățarea deșeurilor din adâncurile oceanelor. Prototipul a fost testat cu succes în apele din apropierea orașului Dubrovnik, iar valoarea proiectului se ridică la 5 milioane de euro. Sistemul de curățare funcționează similar cu aspiratoarele robot de acasă și este capabil să recunoască deșeurile marine. În prezent, în oceane sunt între 26 și 66 de milioane de tone de deșeuri. Dacă aveți în plan ca de sărbători să comandați cadouri din țări aflate în afara Uniunii Europene, nu ar strica să luați în calcul că pachetul ar putea să ajungă abia în 2022. Toate coletele din afara spațiului comunitar, cum ar fi SUA, Asia sau Rusia, stau câteva luni în depozitele poștei române. Acest lucru se întâmplă pentru că Direcția Generală a Vămilor nu a implementat la timp un sistem informatic venit să perceapă rapid toate pachetele cu valoare redusă. În acest moment sunt aproximativ 30.000 de colete în depozitele poștei române care nu au fost livrate la timp. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat astăzi lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, România a trecut în zona galbenă ca urmare a scăderii incidenței. Persoanele nevaccinate care se întorc din state aflate în zona galbenă pot ieși din carantină în a 10-a zi dacă fac un test PCR în a 8-a zi, iar acesta este negativ. Pe de altă parte, o persoană care vine din zona roșie fie este vaccinată sau trecută prin boală, fie intră în carantină. O cameră video instalată pentru a supraveghea traficul rutier din Brazilia a surprins un tucan foarte curios. Fascinat de mișcările pe care le făcea obiectivul, s-a gândit să-l studieze îndeaproape. Și cum joaca este mult mai interesantă când sunt mai mulți, imediat a mai apărut un tucan. Cei doi au țăpăit minute bune în jurul camerei și se pare că se uitau de-a dreptul mirați la obiectul suspect. Pentru mai multe informații și știri la zi, intrați pe știrileprotv.ro. Pe curând!